Hei, hei, gândăcei! Sunt sigură că ați observat și voi colonii de ciori. Probabil vi s-au părut chiar amenințătoare. Dar știați că ciorile sunt de fapt cele mai familiste păsări? Pregătiți-vă să aflați încă 10 lucruri absolut fascinante despre ciori. 1. Ciorile fac parte din familia corvidelor, familie care are specii împrăștiate pe toate continentele lumii în afară de Antarctica. În România găsim 8 specii de corvide. Gaița, alunarul, coțofana, cioara de semănătură, cioara neagră, cioara grivă, stâncuța și corbul. Cele mai des întâlnite sunt ciorile grive și coțofana, iar cele mai rare sunt alunarii și corbii. Deși asta o să pară greu de crezut, specia cea mai înrudită de ciori este de fapt cea a păsărilor paradisului. 2. Cu excepția omului și a maimuțelor, ciorile sunt singurele viețuitoare care știu să folosească unelte. De fapt, acestea știu să-și facă bastonașe cu cârlini pe care le folosesc pentru a scoate insecte din scoarța copacilor. Acestea sunt extrem de inteligente, ceea ce ne aduce la punctul 3. Ciorile sunt mai inteligente decât câinele tău și decât pisicile. De fapt, ca urmare a unor studii de inteligență de mare anvergură, a ieșit la iveală faptul că acestea sunt la fel de inteligente ca cimpanzeii și delfinii, cele trei specii împărțind locul 2 la inteligență după oameni. De fapt, acestea au fost observate de multe ori făcând chestii care depășeau imaginația oamenilor. O cioară a fost filmată plasând nucile pe care nu le putea sparge pe autostradă, ca acestea să fie sparte de mașini, după care mergea și mânca miezul. De fapt, aceasta era atât de inteligentă încât a observat că dacă pune nucile în calea unui tir, miezul e strivit, așa că a început să pună nucile doar în calea mașinilor de mici dimensiuni. Wow, nu? 4. Aceste păsări uimitoare sunt incredibil de sociabile, locuind și clocind în colonii care pot ajunge la mii de exemplare. De fapt, cea mai mare colonie a fost identificată în Scoția, aceasta având peste 65.000 de ciori. 5. La fel ca majoritatea păsărilor, ciorile sunt monogame. Acestea se împerechează pe viață și nu își schimbă partenerul decât dacă acesta moare. 6. Mai fascinant de atât este că acestea sunt niște familiste convinse. Spre exemplu, copiii de multe ori au grijă de părinții lor la bătrânețe, aducându-le mâncare. Frații mai mari sunt observați adesea hrănindu-și frații mai mici, iar puii rămân de multe ori câțiva ani în cuibul părinților ca să îl protejeze de prădători. 7. Ca importanță pentru oameni, acestea au un impact neutru. Adică, deși se hrănesc cu multe insecte dăunătoare pentru culturile agricole, acestea ciugulesc și o cantitate destul de mare din plantele pentru uz alimentar. 8. Ciorile au dialecte. La fel ca oamenii, cracraurile lor sună puțin diferit în funcție de regiune și de colonie. Cel puțin așa spun ornitologii. De asemenea, când o cioară schimbă colonia pentru a se integra, aceasta imită vorbirea ciorilor dominante din acea colonie. Practic încearcă și ea să fie cool ca să fie acceptată. 9. La fel ca oamenii, ciorile se folosesc de numărul lor mare pentru a scăpa de prădătorii puternici. În caz că vă întrebați, acestea sunt vânate de vulturi, bufnițe sau ratoni. Dar după cum puteți vedea și în clip, acestea își iau avânt și își atacă pe rând prădătorii până când îi alungă. În cazul de față, ciorile încercau să alunge acest vultur care le pândea. Și 10. După cum probabil știați, ciorile te țin minte dacă le faci chestii nașpa și se răzbună. Te atacă cum îl atacau pe vulturul ăla mai devreme. De unde știm asta? Păi niște oameni de știință de la Universitatea din Washington au făcut un studiu în 2011. Aceștia au cumpărat două măști, una de caveman și una cu fața lui Dick Cheney. Cel din urmă era de test, iar cel care purta prima mască urma să prindă câte o cioară și să o închidă într-o cușcă pentru scurt timp. Aceștia au făcut asta doar de câteva ori, iar ciorile mereu țipau la cel cu masca de caveman când le elibera, iar suratele lor veneau și îl atacau. Aceștia s-au plimbat prin zona ciorilor din când în când până și după ce trecuseră 5 ani de la incident. Absolut de fiecare dată, cel care purta masca lui Cheney a fost ignorat de către ciori, iar cel care purta masca de caveman era întâmpinat de multe certuri păsărești și atacat de către ciori. Partea interesantă este că unele ciori care îl certau erau mai tinere de 5 ani, adică se născuseră după incident. Însă, aparent, au fost învățate de către celelalte ciori că acest caveman era un om rău. Acestea au fost cele 10 lucruri fascinante despre ciori. Sigur, sunt mai multe, deoarece ciorile sunt niște păsări fascinante.
fascinante, dar puteți citi mai multe despre ele și singuri. Spuneți-ne la comentarii care sunt păsările voastre preferate și de ce, iar în episodul următor vom alege comentariul nostru preferat. În episodul precedent v-am întrebat de ce vă uitați la filmele horror, iar cel mai simpatic comentariu ni s-a părut cel al Loredanei Mitroi, care spunea că se uită ca să râdă de felul în care se sperie prietenul ei cel mai bun. Mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi, sperăm că v-a plăcut clipul, iar dacă da, ne puteți încuraja dând like, abonându-vă și apăsând clopoțelul ca să primiți notificări când postăm. Ah, și de asemenea urmărindu-ne pe Facebook, pentru că ne ajută foarte mult. Eu sunt Dana Bacinski și ne auzim în episodul următor.